Vă salut! Am reușit să cumva să mă apuc și eu de treabă. M-am trezit la miezul nopții să ajung la stâlpul porții, cam așa sunt eu astăzi. Și de la 7 dimineața am plecat să caut și o butelie. E așa ceva, e de neînțeles. Nu. Bă, înțeleg că nu ne lăsa să încărcăm buteliile de la stațiile GPL, dar nici la Rastel să nu găsim să schimbăm buteliile astea între orice măsură. Și este ora 11, de-abia acum am reușit să găsesc să schimb butelia și am mers la 40 de km distanță la un centru de butelii să pot să schimb și o butelie. Pentru cei care încă nu v-ați abonat, apăsați aici pe butonul de abonează-te, da? Apăsați încă o dată pe buton și apăsați pe clopoțelul unde scrie toate, ca să vă anunțe de fiecare dată când încarc un vlog. Și pentru cei care nu înțelegeți cum funcționează, abonează-te nu înseamnă ca să dai bani. Este gratuit. Abonare înseamnă doar ca să fii informat, să fii anunțat când eu încarc un vlog nou. Așa că, dacă doriți și vreți, chiar vă rog să vă abonați, nu vă costă nimic, este gratuit. Vă costă dacă apăsați pe butonul ăsta alătură-te, dar dacă apăsați nu este niciun fel de problemă, adică nu se întâmplă absolut nimic. Uitați, și aici alegeți dumneavoastră dacă vreți să vă alăturați, dar nu este obligatoriu. Pentru mine este suficient să vă abonați și să dați un like, un comentariu, o distribuire, este tot ceea ce este mai important. Așa că vă aștept pe canalul meu, aveți 165 de videoclipuri, puteți să le vizionați pe toate de la început dacă aveți timp și vreți să aflați tot ce am făcut până acum, toate etapele de la Casa Gura Băii. Și vă mulțumesc din suflet. Stau aici cu treaba neîncepută. Am comandat excavatorul pentru la 12:01 să vină să umple aici spațiul ăsta cu pământ. Mai avem de scos lemnele astea ce mai e pe aici, putin asta. Să luăm tot pământul ăsta de aici, dar nu pot pentru că nu am lipit carton bituminos aici. Am dat și pe partea asta cu amorsă, era dată de mult și cred că nu prinde bine cartonul și am zis să dau și aici. Și 4 ore am pierdut. Salut! Am pierdut degeaba ca să... Da, tată, mai pierd, ce să fac? Am pierdut atâtea ore ca să pot să încep și eu într-un final să lipesc aici cartonul ăsta bituminos. Să pot să-l chem mai târziu pe băiatul ăsta să ia pământul, că din cauza asta nici nu pot să aduc al pământ, că nu am unde să-l pun. O să mă apuc de treabă, să văd ce reușesc să fac. Sper să-mi ajungă butelia, să nu mai merg iar 40 de kilometri până acolo să schimb o altă butelie. Da. Mersi, spor la treabă. Am reușit să lipim și noi aici un pic de carton, dar nu le avem noi cu cartonul. Dar măcar să-l fie lipit acolo pe pereți, să nu mai intre apa. Chiar nu știu tehnica cum se lipește roofing-ul. Roofing-ul, eu iau pe franceză, cartonul bituminos. Am lipit primul rând, ăla a mers mai bine, ne-am chinuit cu el, este foarte gros, are 5 mm, ăsta mi se pare că are 6, al doilea, și este foarte greu. E, al doilea rând, n-am mai reușit să-l mai lipim, să-l mai lipim drept, deși am trasat acolo să mergem după linie, dar e complicat. Nu râdeți de noi, dar
E bun că s-a lipit acolo. Oricum, el este lipit mai sus. Vedeți, geamurile le-a acoperit. Am lipit mai sus ca să fie protejat mai bine. O să fie tăiat drept. Și aia, oricum o să vină izolat, nu se vede în spatele izolat. Important e să nu mai pătrundă apa. Mai avem pe partea cealaltă. Cu ăla am mers până acolo. Și mai avem partea asta. Îndată vine și Cătălin cu excavatorul. Și noi n-am terminat aici. S-a dărâmat și malul peste mine. Trebuie să dau pământul la o parte, să punem folia aia cu bule peste carton ca să nu-l găurească pământul în timp. Da? Deci vedeți ce meserie facem noi aici. Da. Aia, facem cum știm, cum putem. A venit și băiatul cu Cătălin cu excavatorul. A luat grămada asta de aici. Trebuie să-și facă aici un postament ca să poată să treacă în partea cealaltă, în curte, în partea din spate. Să putem băga în pământ, că altfel în șanțul ăla, în groapa aia, n-are cum să intre. Trebuie să-și facă aici un postament, o rampă, ca să poată trece în partea cealaltă și intră foarte mult pământ. O să vedem cum mai luăm din partea cealaltă, partea din față. Dar intră la greu pământ aici. E jale. Am reușit, am pus pe partea asta folia asta cu bule. Așa. Asta am pus-o mai frumos, e ok. Am mai lipit încă un rând de carton partea de jos. Mai avem partea de sus. Întindem și folia asta și am scăpat și cu treaba asta că deja nu mai am răbdare, trebuie să termin odată, să termin odată și cu groapa asta, cu pământul ăsta. O să intre multe, multe camioane de pământ aici, o să fie de lucru. Mă uit că a venit soția cu copiii și cu mâncarea. Nu-i aud pe unde vorbesc, pe unde sau. Nu-mi dau seama de unde se aude gălăgia. Dar cred că sunt pe partea asta în față. Suntem aproape de final și cu asta. Acum pot să merg și eu frumos printre case. Aici ar o să fie un pic de chinuială. Că trebuie umplut cu roaba toată gaura asta, să nu mai fie gol între parapetul ăsta și casă. Uitați și voi ce frumos a crescut iarba. Așa dragă mie când o văd. Aici s-a făcut cărare, că tot trecem noi. Frumos, nu? Să merg să mănânc și eu și apoi să-mi continui treaba. Fai de mine! Am fost, am mai luat din casă un rulou de carton bituminos. M-a rupt de spate, deja mă doare. Am luat singur, ce care 25 de kg. Rulul ăsta, dar nu prea cred, zici că are 50. Ia, ce scrie? 25 de kg? Sau am voie să ridic? Asta e de 3 mm, nu mai am de la de 5 și de 6. Mai avem un pic de pus acolo, bucata aia. Trebuie dat și burlanul ăla jos, că o să pună pământ și o să-l îndoaie și după aia nu mai am cum să-l mai scot din pământ. Să văd dacă mi-ajunge și folia asta cu bule până la capăt și aproape gata.
Mai poți, tati? Mai? Păi ce am făcut, mă, să nu fie? A trecut ziua. Păi trebuie, ziua trece. Leafa, de unde să meargă, că nu e. Am reușit și pe ziua de azi să facem 3 zile la rând. A fost un pic de muncă, dar am răzbit. Uitați aici capodopera noastră. Am pus, mi-a ajuns folia, protecția asta. Folia asta cu, boli, cu bule până aproape acolo. Acolo este carton pus. Numai că scara deja vine, coboară așa de acolo și nu ar mai fi problemă. Tot pământul l-a luat de aici. Ia uitați, a nivelat frumos, a încărcat și a făcut postament aici, se poate să poate intra cu camioneta să-i dea drumul la vale, la pământ și ce-o mai fi. Eu îmi iau rămas bun aici pentru astea 3 zile. Am pus toate lemnele acolo, plasticul, cauciucurile ce erau acolo, am făcut un pic de ordine și aici. E mai puțină mizerie acum, mai atâta mizerie. Și cam asta este, tatăl meu mă așteaptă că e grăbit. Am luat un carton de la de bitum singur. Păi el scrie 25, dar cred că are 50-60 de kg, că abia l-am ridicat. L-am ridicat pe umăr și acum mă doare călcâiul. Cam asta ar fi. Ne vedem data viitoare. Casa o lăsăm aici singurică, gazonul a crescut. La revedere. Nu uitați să dați un like, un subscribe, un comentariu. Vă salut. Și ne vedem data viitoare. La revedere.